And of all the places that I visited, filming Flavors of Romania season one and season two, I think it was among the most interesting locations. Și astăzi Dobrogea, pentru mine a fost una dintre cele mai interesante locații pe care le-am vizitat pe parcursul realizării sezonului 1 și sezonului 2 al acestui serial Flavors of Romania. We could have made 5 episodes instead of just one here in Dobrogea. În Dobrogea, pentru Dobrogea se puteau liniștit realiza 5 episoade, nu